foarte mult să câștig dublu acolo, să câștig turneul. Cu cine joci dublu? Cu Diachenko, Rusoaică. Și sper să facem bine, îmi doresc foarte mult, că îmi place foarte mult dublu și aș vrea să fac și la dublu și cam îmi ies niște puncte acum, dar asta e, ce să faci, asta e în tenis, îți da. Ies, îți intră. Și întotdeauna jucând dublu te face, da, te ajută simplu, la voleu, da, extraordinar, exact, dar și ești mai agresivă și da, te miști exact. mai bine, citești terenul mai ușor. Da, sunt mulțumită de joc care l-am făcut. Și după aia? După aia Beijing. Beijing? Da, și după aia Linz, Luxemburg și am terminat. Și mă pregătesc în România la centru național. Da, da. Pentru Australia și cred că o să plec de vreme, că vreau să joc Noua Zeelandă, vreau să joc două înainte de Australia în Open. Ce? Ai program? Nu, că la tipul tău de joc, faptul că joci tot timpul, asta te ajută ca să stai și totdeauna să ridică forma. Da. Totdeauna poți să rezultatele vin totdeauna după un anumit număr de... Da, într-adevăr, că am jucat foarte multe turnee și, într-adevăr, am avut în Cincinnati 6-0-4-1 și am pierdut meciul. Deci am nevoie de meciuri, de turnee, deci cu încredere când câștigi un meci, două, e super. Da, ești emoțională. Mamă, ce explozie. Da. Ai lăsat bucăți de rachetă pe teren. Da. Păi mă enervam că eram aproape și așa sunt și nu vreau să mă schimb. Puțin mai calmă, da. Îmi doresc foarte mult, îmi doresc fiecare punct să-l joc bine, să-l fac, să-l câștig și pun foarte mult suflet, foarte mult inimă. Asta e personalitatea ta, da, și câștigi cu ceea ce mai bun. Exact, asta fac, mă agită, mă arunc după mici. Spune dacă ai vreun mesaj de transmis în România sau aici, la New York, pentru români. Ce ai vrea să le spui spectatorilor români care vin și te încurajează, auzi câteodată? Da, în primul rând vreau să le mulțumesc, că sunt surprinsă și surprins plăcută cât de mult lume a putut să vină la meci. Am simțit ca în România, mai toți m-au încurajat. Sora mea a venit, într-adevăr, ea stă în America acum și a venit. Vă mulțumesc foarte mult și ați văzut că putem să facem, suntem vreo 5-6 fete în top 100. Îmi doresc foarte mult să reușim în tenis, să fim mai buni decât fotbaliștii noștri, să fim pe locul 1 la tenis. Vă mulțumesc că ați venit. Veniți în continuare, susțineți-ne, că suntem foarte multe și ne dorim și avem cu ce și veniți și susțineți-ne. Asta e. Îți mulțumim pentru interviu și sperăm și toți suntem alături, da, vă mulțumesc, am simțit asta. Ai fost grozavă. Da, păcat. Ok, da.